Generalul Ion Dobran, pilot de vânătoare în al doilea război mondial, a fost invitatul de onoare la comemorarea lui Bâzu Cantacuzino. La 99 de ani, generalul a mers de la București la Bănești, unul dintre avioanele iacărilor acrobați. La un moment dat, Dobran a fost chiar la manșă pentru o scurtă perioadă. Al patrulea în formație? Primul, de fapt. Primul în formație. Cap. Constantin Bâzu Cantacuzino a fost unul dintre ași aviației militare din al doilea război mondial. În 1939 a câștigat un concurs de acrobație, iar 2 ani mai târziu a devenit pilot șef al Lares, precursorul interbelic al Tarom. Bâzu a și luptat în cel de-al doilea război mondial, a fost comandant de escadrilă și de grup de vânătoare. Din 600 de misiuni la care a participat Bâzu Cantacuzino, peste 200 au fost cu lupte aeriene, 60 încheiate cu victorie. Generalul Dobran, prezent la comemorarea lui Bâzu, deși a fost un pilot foarte bun, a adunat doar 12 victorii. Imediat după război, Bâzu a continuat să zboare pentru Lares. Nemulțumit de noua orânduire comunistă, în 1948, el a plecat la Milano cu o cursă comercială și acolo a rămas. Ulterior s-a stabilit în Spania, a murit pe 26 mai 1958 la Madrid.